legal, să poți să lucrezi cu frecvențe atât de fine și să te faci un tuning atât de fin cu sufletele oamenilor, este fascinant. Mă fascinează să pot să creez acea armonie perfectă și acea legătură divină pe care ți-o dă muzica, pentru că muzica cu adevărat este ceva dumnezeiesc. Nu cred că pot să o descrii în alte cuvinte, știi? Este intangibilă, este imaterială, este invizibilă, dar totuși este, știi? Da, mai devreme spuneai că îți poți controla vocea, deci... Da. Ce e dumnezeiesc în asta? O controlezi? O controlezi, dar nu o controlezi, pentru că uneori ești cumva... Trebuie doar să o lași. Tu doar trebuie să o centrezi, să o pui acolo unde trebuie ca ea să strălucească. Dar ea vine de undeva, nu se știe de unde vine. Nu ți-ai dat seama când îți dă atâta timp, nu știu. Nu, cred că vine de pe altă planetă.